Acum, oamenii se tem de lucrul ăsta din câteva rațiuni, e părerea mea. Este trecutul nostru comunist unde nu știam cui dăm socoteală, dacă respectivul nu este un informator și tot ce spun ajunge în altă parte. Sunt, este imaturitatea unor credincioși care în loc să păstreze pentru ei mărturisirea... Inclusiv lider, așa de eu. Din păcate, s-au apucat să o povestească la alții și oamenii și-au pierdut încrederea. Când spun lucrul ăsta, cred că vreau să comunic faptul că nu oricine este potrivit pentru a dezvolta o relație de dare de socoteală, ci trebuie să mă asigur că e o fântână fără fund, este un om cu care dezvoltă, o persoană cu care dezvoltă o relație de prietenie care este vrednică de încredere că nici să-ți expui inima ca apoi să constați că ea este dusă peste tot, este foarte nesănătoasă și se întâmplă inversul. Un exemplu din ăsta îi va face pe foarte mult să respingă din start conceptul de dare de socoteală. Și de aici ideea asta. De supra-spiritualizare dau socoteală lui Dumnezeu, ca de fapt să spun, nu vreau să dau socoteală nimănui. Oricum dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Importantă important acest lucru de finețe pentru că ne vom conduce într-un moment de rugăciune și ne vom băgăi pentru aceasta, cum ne-a sugerat din faptele apostolilor și pentru această, această greșeală, această omisiune din obișnuința cum ar trebui să fie a vieții de credință. Noi avem o problemă cu darea de socoteală și în fața lui Dumnezeu. Eu am crescut în mișcarea evanghelică, și cred că am fost învățat pentru ani buni, uh, greșit în sensul în care n-am fost învățat să mărturisesc păcatele într-un mod specific, ci am fost învățat să spun la modul general, Doamne, iartă-mă dacă am păcătuit, și așa mai departe, și în fiecare zi m-am dus cu viața mea înainte, dacă am păcătuit, iartă-mă și a fost ok. A venit niște ani buni în viața mea și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru anii aceia și oamenii care au investit în mine, în care am fost învățat ca în fiecare zi să stau față în față cu mine, să mă uit în oglinda sufletului meu și să pot să văd ce am greșit de fapt și să pot să îmi scriu și pentru ani de zile, mi-am scris în fiecare zi, și pasajul din Scriptură care l-am citit și ce mi-a vorbit Dumnezeu și ce păcate am făcut și am început să învăț că de fapt eu am niște păcate și până când nu te uiți în mod concret la lucrurile care le-ai făcut la păcatele alea pe care le-ai săvârșit, fie că n-ai iubit ca să nu spun că am urât fie că n-ai iubit, fie că ai vorbit de rău, cum spunea doamna mai înainte că a ajuns într-un cerc în care Asta era norma, să vorbești de rău sau să bârfești. Fie că nu am ascultat de Dumnezeu într-un fel sau altul, fie că nu mi-am făcut treaba care mi s-a încredințat și am găsit o scuză să mă pocăiesc de ele. Și eu cred că atunci când noi creștini învățăm să dăm socoteală lui Dumnezeu, acum și aici, să ne așteptăm până când va trebui să dăm socoteala finală, vom fi mai gata să ne deschidem, să dăm socoteală și în fața altora și să fim mai responsabili de viața noastră, că este spre bine binele nostru. Uh, și așa cum am spus în alte emisiuni, spun și în seara aceasta, noi nu suntem aici să condamnăm pe nimeni, ci suntem aici să împărtășim experiențe și să încurajăm că este har. Și este har să ieșim de acolo de unde suntem, dacă este nevoie să ieșim și să putem să depășim și cu ajutorul altora prin dare de socotie.